Lucrarea solului în agricultura ecologică la culturile cerealiere. Sistemul de agricultură ecologică se bazează pe menținerea edafonului și presupune exclusiv lucrări conservative ale solului, care urmează să fie făcute doar la necesitate. Profilul de sol va fi dominat de procese biologice active, în care gradul de afunare va crea parametrii optimi pentru dezvoltarea sistemului radicular pentru toate culturile, inclusiv cereale, dacă va fi respectat asolamentul. Cel puțin 20% din suprafață va fi ocupată de culturi leguminoase cu efectuarea lucrărilor de sol fără răsturnarea brazdei la adâncimi de maxim 10-12 cm. La culturile de cereale, solul trebuie lucrat utilizând cultivatorul dezmiriștitor, care permite o amestecare parțială cu resturile vegetale de la cultura premergătoare. Acest lucru va permite acumularea și păstrarea apei, gestionarea buruienilor și o nivelare mai bună a terenului. Avantajul utilizării cultivatorului dezmiriștitor. Solul se dispune spre o perturbare mecanică mai puțin agresivă, se păstrează structura solului. Se reduc pierderile de umiditate, pentru că solul nu este răsturnat și amestecat. Se protejează solul de factorii distructivi de mediu, deoarece resturile vegetale se păstrează preponderent la suprafață. Cultivatorul lucrează solul doar pe verticală. În agricultura ecologică, cerealele se seamănă după premergători ca lucerna, mazărea, lintea, fasolea, năutul, soia sau alte culturi care pot elibera terenul cât mai devreme. După lucernă, solul trebuie lucrat imediat după prima coasă cu ajutorul cultivatorului dezmiriștitor, la adâncimea 5-7 cm, care trebuie să asigure tăierea în totalitate a plantelor de lucernă sub coletul de lăstărire. A doua trecere se efectuează după apariția a cel mult 2-3 frunze din lăstarii noi ce i-a generat lucerna, la adâncimea de 10-12 cm. Acest procedeu asigură extirparea în totalitate a culturii de lucernă și un teren curat pentru înființarea culturii de cereale. Dacă sunt favorabile condițiile, pot apărea buruieni până la semănat. La necesitate, se va mai efectua o lucrare cu ajutorul unui cultivator ușor la adâncimea nu mai mare de 5 cm. Aceleași lucrări trebuie efectuate după recoltarea mazării sau altor culturi care eliberează terenul în ultima decadă a lunii iunie sau prima decadă a lunii iulie. După soia, este suficientă de obicei o singură intervenție. Scopul principal al tuturor lucrărilor de sol la cultura de cereale este controlul buruienilor. Primăvara, lucrările de sol sunt efectuate doar în funcție de apariția buruienilor și sau formarea crustei de sol la suprafață. Momentul optim de a lucra solul cu țesala este apariția primelor buruieni, dar nu mai târziu de faza de cotire doane. Ulterior, această lucrare se efectuează la necesitate, o dată sau de două ori. Lucrările de combatere a buruienilor la cerealele de primăvară sunt aceleași, indiferent de premergător. Tehnica de bază necesară pentru înființarea culturilor de cereale este cultivator dezmiriștitor, cultivator ușor, semănătoare clasică sau complexă, țesală sau boronă rotativă și, la necesitate, tocător de resturi vegetale.